Solomon a fost fiul lui David și al Batșebei, conducător evreu antic menționat în scrierile biblice, dar și în documente și artefacte antice, rege al Israelului timp de 40 de ani, probabil între 971-931 înainte de Hristos. În istorie a rămas proverbială faimoasa sa înțelepciune, fiind apreciat și pentru faptul că a construit marele templu al lui Dumnezeu în Ierusalim, cunoscut ca Templul lui Solomon, templu care a rezistat timp de 400 de ani, fiind distrus de Nabucodonosor, regele Babilonului, în anul 586 înainte de Hristos. Al treilea rege în ordine cronologică a regatului israelit al lui Israel și Iuda, după domniile lui Saul și David, așa cum este descris în Biblia ebraică, regele Solomon a devenit cunoscut pentru înțelepciunea sa. Dumnezeu i-a apărut într-un vis și i-a cerut să-și pună o dorință. Solomon i-a cerut înțelepciune ca să poată conduce mai bine un regat unit, iar Dumnezeu i-a îndeplinit dorința și drept răsplată pentru altruismul său, i-a dat bogăție, putere și viață îndelungată. Sapientia Salomonis în latină sau Cartea Înțelepciunii lui Solomon, publicată în colecția manuscrisă a editurii Herald, este un text antic, lucrare cu origini în iudaismul elenistic, la intersecția dintre tradiția biblică și cultura greco-romană clasică. Această lucrare a influențat în mod profund dezvoltarea gândirii religioase și filozofice în lumea creștină de-a lungul istoriei. Cartea Înțelepciunii lui Solomon a fost scrisă în secolul I înainte de Hristos, în limba greacă și s-a bucurat mult timp de reputația de a fi cea mai atractivă și interesantă carte din corpusul apocrif, ocupând un loc special printre cele 7 cărți sapiențiale din Septuaginta. Atât gândirea, cât și expresia pe care le găsim în Cartea Înțelepciunii se situează la un înalt nivel. Cugetarea este a unui scriitor pătruns de un puternic spirit religios, unul care a simțit apăsarea și tulburarea vieții și a suferinței și care totuși a rezistat ispitei de a abandona, așa cum au făcut mulți dintre coreligionarii săi, credința sa ancestrală într-un Dumnezeu al dreptății. Limbajul este viguros și construcția simplă. Impresia că autorul este foarte familiar cu literatura și filozofia Greciei este cu atât mai puternică cu cât cartea este studiată mai mult și acesta nu e lipsit de curajul de a revizui unele dintre credințele tradiționale ale religiei sale. Teologia cărții înțelepciunii este alexandrină, o combinație între religia ebraică și filozofia greacă. Cu o unitate compozițională dezbătută și astăzi, cartea se angajează într-o polemică incontestabilă față de cuvintele Ecleziastului 7:15. Este câte un om drept care pierde în dreptatea sa și câte un om nelegiuit care își lungește viața în fapta sa rea. Așadar, ca reacție la această viziune pesimistă și sumbră, autorul cărții Înțelepciunii lui Solomon comunică o încredere nezdruncinată în justețea judecății divine și în perfecțiunea orânduirii sale, atât pe pământ, cât și în lumea de apoi. Capitolul 3 din Cartea Înțelepciunii lui Solomon. Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor fără minte, ei păreau a muri. Și ieșirea lor din lumea aceasta era socotită a fi suferința lor și plecarea lor dintre noi a fi pieirea lor. Dar ei sunt în pace. Chiar dacă, în fața oamenilor, aceștia au fost pedepsiți, nădejdea lor este plină de nemurire. Și îndurând pedeapsa măruntă, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el.
Ca pe aur în topitoare, așa i-a încercat el și ca pe o jertfă de ardere, de tot i-a primit. Și ei vor străluci în ziua răsplătirii lor și vor alerga pretutindeni ca scânteile lăsate pe miriște și vor judeca neamurile și vor stăpâni peste popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei care și-au pus încrederea în el vor înțelege adevărul. Iubiți dreptatea, voi care sunteți judecători ai pământului, cugetați la Domnul cu o minte bună și sinceritatea inimii căutați-l voi. Ascultați așadar voi regilor și înțelegeți. Luați învățătură voi judecători ai marginilor pământului, băgați în urechi voi care stăpâniți peste mulțimi și care vă făliți cu mulțimea popoarelor voastre, căci stăpânirea voastră v-a fost dată de la Domnul și puterea voastră de la Cel prea înalt, care va cerceta faptele voastre și care va încerca gândurile voastre.